Hello, hello, domnilor! Bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Bine v-am găsit la un episod de vlog, să spun așa, de sâmbătă. Astăzi este weekend, este sâmbătă, dar nu contează, avem antrenament în forță de picioare. Însă, înainte de a merge la antrenamentul de picioare, aș vrea să vă arăt suplimentele pe care le consum eu, atât eu cât și Iubi, pentru a vă mai da câteva idei. Ei bine, în primul rând, știu că foarte mulți dintre voi îmi spuneți că aveți crampe după antrenamentul de picioare și nu numai. Cu siguranță, aceste crampe pot fi evitate dacă suplimentăm cu minerale. De exemplu, eu folosesc Top Mineral, aveți aici, două capsule înainte de antrenament și o capsulă de magneziu citrat. M-am lovit și eu foarte, foarte mult cu aceste crampe după antrenament de picioare. Nu știam de ce, însă m-am documentat și așa mai departe, asta mai de mult. Deci eu folosesc două capsule de minerale, una de magneziu. Mai folosesc pentru articulații încheieturi Max Flex, care conține condroitină, glucozamină, sulfat de glucozamină, MSM, acid hialuronic și cam atât. Mă ajută foarte mult, două capsule și de Max Flex. Iar pentru stabilizarea glicemiei și pentru faptul că mănânc foarte mulți carbohidrați și pentru a evita și poftele de dulce, vă recomand și vouă cromul picolinat și cu berberină. Aceste două suplimente chiar își fac foarte, foarte bine treaba. Iar pe partea de suplimente am două cupe de pre-workout serum. Îi dăm în forță la picioare. Plus, în timpul antrenamentului, 15 grame de aminoacizi, EA, și o cupă de intra, care și acest intra-workout ne ajută să evităm campele pentru că ne hidratează foarte bine. Ok, iar după antrenament folosim hidrolizat proteic cu dextrină ciclică, deci proteină cu carbohidrați, nelipsita creatină micronizată și glutamină. 5 grame cu 15 grame. 5 grame de creatină. Domnilor, cred că deja știți și vă și mulțumim. Codurile noastre de reducere sunt Miron, VTB și Lolo, VTB. Acest cod va aduce 10% reducere la toată comanda, plus transport gratis la comenzi pe 100 de lei. Puteți comanda de oriunde din Europa, în afară de Regatul Unit. Aveți site-ul vitabolic.eu, la fel, aceleași coduri de reducere și la transport gratis la comenzi peste 100 de euro. Mă duc să las puțin la Varela la încărcat, îmi fac shake-urile și mergem direct la antrenamentul de picioare. Power! Ok, am ajuns la sală și Iubi are astăzi tot picioare, deci o să o integrăm și pe ea în antrenament. Dar până atunci trebuie să facem o încălzire, să spun așa, o încălzire a corpului, să creștem temperatura corpului. Aceasta nu este încălzire articulară, mulți o confundă, spun că fac bicicletă și gata, sunt încălziți. Nu, după aia vă recomand să mai faceți și o încălzire articulară specifică, iar după aia o să începem cu gâmbuțele. Gambele le lucrăm prima dată, după aia lucrăm aductorii și abia apoi începem cu vatricepsul. Pre-workout-ul, după cum bine v-am arătat acasă, Iubi bea un espresso și dăm 5-10 minute de bicicletă și începem în forță. Power! Ok, domnilor, am început antrenamentul și primul exercițiu, după cum vă spuneam, este ridicări pe vârfuri la măgăruș pentru gambe, un aparat foarte fain și foarte bun. Un aparat pe care eu, acesta este un aparat pe care eu consider personal unul dintre cele mai bune. Nu simt deloc tensiune pe zona lombară sau nu ai tensiune pe umeri și așa mai departe. Ce vreau să vă spun, pentru a face gambele mari și pentru a progresa în volum, în masă musculară pe gambe, aveți grijă că lucrați mult ridicări pe vârfuri din picioare sau, în acest caz, la măgăruș, pentru că mulți faceți doar gambe din șezut, iar acolo mult trage soleară, adică partea de jos mai mult a gambei, și aici implicăm mai mult gâtul memianul, chiar partea aceasta de sus, bila aceasta, să spun așa. Deci aveți grijă că integrați ambele variații la rutina voastră de antrenament. Am făcut 3 serii premergătoare, câte 15 repetări. Am ajuns la greutatea maximală, unde voi face până la epuizare câte repetări merg, având un tempo lent pe negativ, țin în contracție și cu secundă, țin o secundă jos.
Domnilor, am trecut la următorul exercițiu, voi face aductori. La fel aici am făcut două serii premergătoare și două serii de lucru cu greutate maximă până la epuizare, vreo 12 repetări. Ce vă spuneam și în vlogul precedent, foarte mare grijă la detalii, să nu ignorați anumite grupe musculare, să nu săriți peste anumite grupe musculare, să le dați aceeași importanță tuturor. Când vă puneți la aparat, să fiți concentrați doar acolo, la grupa pe care vreți să o lucrați, să fiți sigur că ați dat maxim, că ați urmărit cât de cât și tehnica corectă și cu siguranță veți vedea evoluție. De exemplu, aductorii la mine au crescut foarte mult, mi-au mărit extraordinar de mult picioarele și vă spun din propria experiență că trebuie să-i lucrați. Ok, pe mine nu prea mă vedeți pentru că face iubii, eu sunt doar spotter. Să vă arăt o metodă de intensitate la extensii. Un set cluster, 4 serii, 5 repetări. Câte e? 15 secunde, nu? Pauză. 10? Bun. Hai. Sus. Una. Două. Trei. Patru. Cinci. Mamă. Pauză. Sus. Hai. Una. Sus. Două. Singură le faci. Trei. Patru. Hai. Sus, 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 sus. Cinci. Acum ia 15 secunde pauză. Hai. Sus. Aia e. Una. Sus, două, sus, trei, hai încă două, și tare, patru, respiră tare, hai, sus, 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 bravo. Asta e, așa e culturismul, nu se faci culturismul în liniște. Greutatea 63 de kilograme și 120 maxim. Când ți-a țipat odată, s-o ridici de frică. Ok, primul exercițiu pentru quadriceps, extensie la aparat. Aici am făcut o serie de 20 repetări, după aia o serie de 15 repetări, 5 cu negativul lent, 5 cu pozitivul lent, iar 5 cu negativul lent, unde am ținut la alea cu pozitivul lent și contracție o secundă, două, în zona de contracție maximă. După aia am mai făcut încă două serii să mă obișnuiesc greutatea, 80 repetări, iar acum am un drop set greu, câte repetări merg, scot greutate, iar câte merg și iar scot, doar că am pus maxim de greutate, voi face câte repetări merg, pauză, 10 secunde cam așa, pentru că aș vrea să las aceeași greutate, să fac un pause rest, mă solicită mult mai mult, deci voi face câte repetări merg, pause rest, 10 secunde, 15 secunde, iar câte merg, scot din greutate și mi-a dau până la epuizare. Uff.
Ok, domnilor, lucrurile au devenit serioase. Am trecut la hex squat. Aici am avut 3 serii premergătoare, după care o serie cu 7 discuri, unde am făcut vreo 12 repetări. Iar acum o serie foarte grea, care va fi un drop set. Voi face câte merg, trebuie maxim 6 repetări. Deci, toată cât am făcut 6 repetări cu 10 discuri și 10 discuri, ceea ce înseamnă 400 de kilograme și cât mai are presa 20-30, 430 de kilograme. Aici voi avea nevoie și de spotter, o voi pune pe iubi să mă ajute, după care scot cam 30% din greutate și mai fac câte merg. O serie foarte grea, unde trebuie să dăm totul. Ok, domnilor, am trecut la genuflexiuni. Suntem la prima serie de lucru. Voi face cu 5 discuri, 5 discuri, 200 și bara cred că are vreo 10 kg. Câte repetări vor merge, după aia, în funcție de seria asta, ar trebui să mai fac încă o serie, un drop set. Vedem, sunt un pic cam epuizat. Am băgat și o serie în plus la hex squat, pentru că era ocupat aici, mai avea vreo 4 serii de făcut și am să nu pierd timpul. Și se pare că asta mi-a luat puțin din vlagă, dar o să mă concentrez să dau maxim și la seria aceasta. Haideți să dăm drumul la treabă.